Crezi că e o idee bună să-i dăm pe poteca țiganilor? Cred că da. Mai avem un pic și ajungem la prăpastia urșilor. Acolo undeva. Florin ne-i dă deja. Condițiile sunt optime, aș zice. Am ajuns la prăpastia urșilor. Deasupra ei. Salut! Mamă, ce blană e pe aici. Alunecă. Normal că alunecă. Păi da, aia ziceam că se întăresc. Se fac bognă. Pe aici, adică... Da. Și știi ce să faci? Să încerci să ții picioarele cât mai crăcănate, să balansezi din genunchi. Păi am zis că chiar pe aici să n-o luăm. Pă, unde vei? Crezi că e o idee bună să-i dăm pe poteca țiganilor? Cred că da. E mult mai lejer decât aici, nu? Hai, pe pietre.
S-a decis, nu dăm poteca țiganilor, că totuși nu știu cât de bine merge acum. Salut, salut! A, pui mei. Oh.
acolo a înghețat. Da. La teren, nu. M-am mutat eu și-n casă de zi. Da, să ai grijă jos la gheața aia. Bă, eu m-am încălzit bine. Lasă că bem un vin fiert. Păi, deci eu chiar m-am încălzit acum, nu știu cum naiba, dar m-am încălzit bine. Uuuu.